30 iulie 2016. Suntem pe Nitra, zona de vest a satului Șișești. Panorama începe cu dealurile dinspre lacul Bodi, cu Hustu, Herneaua, coboară pe Custură. Dincolo de Custură este Imașul cu pădurea satului Soci până la limita cu Negrea. Apoi coborâm cu vecinătatea Dănești. Dincolo în orizont se vede dealul mare, apoi platoul din față Sătinescu. În partea dreaptă, în prim plan, este dealul Ticuleț, iar în continuare este ceea ce se numește Nitra. Zonele de porumb sunt foarte mici, parcele scoase dintre pomi și plantate numai pentru gospodărie proprie. Prășitul Mălaiului. Dar prășitul Mălaiului cu sapa se face numai acolo unde nu se poate merge cu calul sau cu tractorul. Fiecare om care merge la sapă își aduce apă, pălărie ca să nu-l bată soarele și
bineînțeles, sapa. Este o muncă migală. Doamne, de când a fost Dumnezeu lumea, unii au fost cu sapa și unii au fost cu mapa. Întotdeauna a fost așa, da. Ce să faci? E bine și așa cum e, Doamne. No, ce zi acolo? Că acolo e pericul, că mi-așa în cap, zice, de nu nimeni acasă când nu țip după tine. Aha. Și așa le facem strânte. Strânte, câte strânte, nu știu. No, Ileana, aș dori să vorbim ceva, câteva lucruri legate de desfăcatul mălaiului. Deci tu ai fost de multe ori la noi, acolo. Unde am și în șura veche, și în șura nouă, și am făcut, am desfăcat mălai. Ce ți-aduce aminte? Da, pe mereu ne adunam fete, era nănașii fetele, tătea pe nănașa făce pancove, făce cureti în plut, horincă dulce, îndulcite cu chimimoc. Și ne o minie după ce gătam, o sau și ne, când era mult mălai, nu stăm până gătam, mai mereu și în ce seară, la un spânț. Și apoi cântam, fel de fel, vine feciorii, da, e bine zice că atunci nu umbla la lucru, te prunci ca amușul la școală. Apoi umbla cu glota până sat. Vai, e capul meu. Nu, așa îmi lua, mereu și acolo, mereu vine pe la noi, mereu în jos, mereu, cinci, unii erau fete. Dar legat de obicei, ce ți-aduce aminte? Ce se întâmpla când desfăcam noi mălaiul? Pe mult? Nu știu ce să zic orice. Păi când găseam noi câte un cucuruz... cu grăunțe negre, ori... Sau roșii. Roșii, api... Mâna, fetele, la orice feciuri, dar nu la care îi plăce. Apoi de mea iute cucuruz de acea la pilce, că tare mult o stat, coceala și de noi o plăcut. Rideva, ha, spai de capul meu, bine, că era feciuri mâna și pe feciuri. Cine știu unde îi mânam, da, cu cucuruz de aceea. Aflam că era cu grăunțe negre, ca vesini, așa, și cu roșii, care, cum era. Nu era mulți cucuruz de aceea. Dar vreo pedeapsă care ai dat-o la una dintre fetele noastre ți-aduce aminte? Nu știu. De exemplu, pe domnica sau pe frăsâna, unde o trimiteai? Unde? Frăsâna a fost mai mică ca noi, frăsâna a fost mai Veronica. Veronica? Nu. Unde o trimiteai pe Veronica, pe prilog? Mâneam la Moraru. La Moraru? La Morarul. Să fie, mă mâneam la mioie, la știopul, la unii avea drăguț. Și apoi, dacă nu vine iute, râdem și eu băjocorem, că tare mult au stat acolo. Ileana, dintre cântecele care le-am învățat noi de la tine și de la Dotița. Eu de la Dotița le-am De la Dotița. Am putea cânta împreună cântecul ăla... militaresc, Ilenuța mea cu păr bălai. Îți spune-o versurile, Ilenuța mea cu păr bălai. Ilenuța mea cu păr bălai. Ție scriu tare mult aș vrea să mă vezi în o stășesc cu strai, Ilenuță dragă, mândra mea. Când spre porii eu pornesc întâi,
chiar și pe furtuna cea mai grea. Ție îți trimis seninul gând, Ilenuță dragă, mândra mea. Mândră.